Ioan 15. Nu deschideți, închideți, vă rog, toate Bibliile. Poate să-mi spună cine... Nu, cine n-a citit deja, deci cine nu s-a uitat acum în Biblia, acum la Ioan 15, deci cine nu s-a uitat, cei care v-ați uitat, nu spuneți. Care este prima propoziție? Dacă nu v-ați uitat și știți, să spuneți. Care este prima propoziție din Ioan 15? Eu sunt... Cum ai spus? Adevărata viță. Nu spune eu sunt viță. Spune eu sunt adevărata viță. De ce spune Domnul eu sunt adevărata viță? Mai era altă viță. Pe cine compară Domnul Dumnezeu în Scriptură cu vița? Pe Israel. Exact. Pe Israel. Când ține Domnul Iisus Hristos discursul ăsta? Știți când ține discursul? Chiar înainte de moartea sa. De întemeierea noului legământ. Suntem la un punct de tranziție de la viță, Israelul, la adevărata viță. De la punctul acesta, nu mai ești în poporul lui Dumnezeu, numai că te-ai născut evreu și că te-ai dat împrejur. Sau că ești o fată de evreu. A, sunt în planul lui Dumnezeu, sunt în poporul lui Dumnezeu, n-am stres. Nu, de la punctul acesta, vei fi definit în relația ta cu Dumnezeu datorită Domnului Iisus Hristos. Nu pentru că te-ai născut evreu. Domnul face lucrul ăsta clar mult mai înainte, dar mulți n-au înțeles. Ioan, capitolul 8. Știu că sunteți sămânța lui Avram. Adică vă trageți din Avram, v-ați născut din Avram. Dar dacă ați fi fiii lui Avram, ați face faptele lui Avram, faptele tatălui vostru. Voi aveți tată pe deavol, de aceea vreți să împliniți faptele tatălui vostru. De ce îl spuneți sunteți sămânța lui Avram? Adică v-ați născut din poporul Israel, evrei, dar nu sunteți fiii lui Avram spiritual, pentru că nu semănați deloc cu Avram. Și Domnul, în Ioan, capitolul 15, nu vorbește decât despre, la momentul acesta de tranziție, de faptul că nu mai te definești ca fiind în favorul lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, în programul de lucru al lui Dumnezeu, pentru că ești evreu. Ci pentru felul în care te relaționezi la Domnul Iisus Hristos. Acum, într-un fel, evreii l-au avut pe Hristos, da? În mijlocul lor. Toți evreii l-aveau pe Hristos acolo, în mijlocul lor. Din punctul ăsta de vedere, toți erau într-o relație cu Hristos. Da? Însă, Domnul Iisus spune, în funcție despre felul în care rodiți în relație cu mine, veți fi tăiați sau veți fi lăsați în continuare. Evreul care era un credincios al Vechiului Testament, poziționându-se corect față de Domnul Iisus Hristos, rămânea în adevărata viță. Evreul din Vechiul Testament, care nu credea în Domnul Iisus Hristos, urma să fie tăiat. Nu că l-au fost mântuit cu adevărat, că nu despre asta vorbește pasajul. Ci vorbește despre felul în care te relaționezi la Domnul Iisus Hristos și schimbarea aceasta de tipar, de paradigmă, de tipar, de fel de lucru al lui Dumnezeu. Știți că și Domnul Iisus în Ioan o face clar distinția între a fi fiul lui Avram, sămânța lui Avram. Domnul Iisus în Ioan 15, același lucru face. Pavel vorbește despre același lucru. Când vorbește Roman 11 despre un măsmin din care ramurile firești sunt tăiate și sunt puse acolo atunci niște ramuri care n-au fost firești, adică neamurile. De ce au fost puse neamurile în planul lui Dumnezeu? Pentru că au primit neprihănirea prin credință, nu fiindcă s-au născut evrei. Se schimbă paradigma de lucru al lui Dumnezeu. Acum, dacă ar fi să vă prezint altfel, e ca și cum Dumnezeu ne-ar considera biserica lui doar când ne-am născut în familie de pocăiți. Și vine un moment în care spune Dumnezeu, fiți atent, se schimbă paradigma. Da, până acum ați fost în poporul meu, fiindcă ați născut în familie de povești. De azi înainte, vă pun pe toți în fața unei alegeri. Îl primiți pe Domnul Iisus Hristos, rămâneți în El. Nu-L primiți pe Domnul Iisus Hristos, sunteți tăiați. Acum, cine nu-L primește pe Domnul Iisus Hristos, demonstrează că și înainte a fost în biserică, n-a avut nicio treabă cu Dumnezeu. Corect? Deci ăsta a fost punctul de răscruce în care toți evreii care erau în viață la vremea respectivă, trebuiau să arate cine sunt ei cu adevărat de fapt. Că despre mulți Domnul ne-a spus, voi aveți de tată pe diavol și vreți să împliniți faptele tatălui vostru. Dar erau religioși, făceau ritualurile, mergeau la templu, predicau legea și așa mai departe. Dar n-aveau nicio treabă, din punct de vedere spiritual. Etnic erau, ceremonial erau, ritualii păreau să fie poporul lui Dumnezeu, în realitate nu erau. Stai, nu vorbește despre pierderea mântuirii, ci vorbește despre evrei strict, care urmau prin felul în care se poziționau cu Hristos să fie tăiați, iar unii care erau născuți din nou cu adevărat să fie curățiți în continuare, ca să aducă, zice, și mai multă roadă. Mai multă roadă. Dar să știți, faceți testul ăsta. Vreți să vă spuneți primul verset, prima propoziție mi-a făcut testul ăsta dimineața acasă cu gratul de noastră. Să pun prima propoziție din Ioan, să vezi că cei mai mulți spun, eu sunt vița. Nu spune, eu sunt vița. Ca să explicați un context pur evreiesc, despre asta vorbește pasajul, despre schimbare de la paradigma asta etnică, m-am născut evreu, la o paradigmă pur spirituală. Ești născut din nou? Ești. Nu ești?
Dar putem discuta mai mult de tot pasajul